Bună seara, sunt Remus Iordache, ne întâlnim la emisiunea Rațional mai la Euro Oltenia. Acum suntem pe scena teatrului Centrul Cultural Ionescu din Slatina. Am aflat că cel care a interpretat un rol minunat în această seară, și cel pe care îl avem aici alături de noi, este din Caracal și eu sunt din Caracal, domnule. Serios? Mă bucur, sunt născut și trăit în Caracal. Ce ați făcut aici la Slatina? Ce se întâmplă pe această scenă și ce înseamnă teatrul pentru dumneavoastră? Asta e o întrebare filozofică, ce înseamnă Corect. Teatru pentru mine. Vă rog. Nu știu la asta, nu știu dacă pot să-ți răspund. E o Vă rog. întrebare destul de grea, dar am avut un spectacol, Gunoiul, scris de poate cel mai mare dramaturg român în viață acum, Mimi Brănescu, care scrie și serialul Las Fierbinți. Gunoiul e prima piesă a lui. E o mare bucurie pentru noi că avem șansa asta să jucăm să-i jucăm piesa și să ne apropiem de scritura lui. Am mai spus și înainte, e o mare bucurie de fiecare dată când venim la Slatina. Avem norocul să putem să facem asta cu Rotary Entertainment, cu care duc spectacole peste tot prin țară și au niște producții foarte bune, niște comedii excepționale și prin ei am reușit să venim și noi astăzi aici și ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim cu publicul din Slatina, pentru că e o mare bucurie, adică e un public cald, deschis pentru teatru și e bucurie pentru noi, mai ales că a fost o perioadă grea în care n-am jucat și acum ne urcăm pe scenă. De unde aveți vocea asta? De unde am vocea? Da, aveți o voce perfectă de actor, se aude perfect, eram în spate acolo, s-a auzit perfect. Totul, domnule, aveți, așa v-a hărăzit Dumnezeu cu un har special? Nu chiar. E lucrată? E lucrată, vă rog? Da, evident. N-am avut vocea asta când am intrat în facultate și am lucrat-o pentru că, na, am fost în tot felul de săli și am avut nevoie să vorbesc și a trebuit să lucrez la asta și asta e cumva în fișa postului la mine, că dacă dumneavoastră plătiți un bilet, eu măcar trebuie să fac un minim, adică să joc de bun simț și să mă auziți, măcar să auziți acolo, dacă mai pun și un talent peste, e cu atât mai Ce înseamnă să fii actor în România, în situația în care ne aflăm acum? Nu știu, depinde pe cine întreb. Poate să fie să pe mine. Vă rog. Să fii actor e o, nici nu știu cum să-i spun, e o menire. Sunt, cine vrea, e o vocație, da? Și cine vrea să facă asta, restul cumva sunt niște chestii adiacente care, mă rog, câteodată pot fi greu de dus, adică cum a fost în pandemie când n-am jucat și pentru un actor care nu joacă, de fapt asta e cea mai mare problemă. A fost și problema financiară, mă rog, au fost mai multe, dar când iubești ce faci și când îți place să faci treaba asta, mă rog, treci peste mai ușor. Am avut onoarea să vorbim cu cine? Actor? Cu Daniel Hara. Daniel Hara? Da. Piesa? Piesa se numește Gunoierul de Mimi Brănescu, da. Și vă mai așteptăm și la alte producții Rotary Entertainment aici, la... Doamne, să și mult har! Să fie, mulțumesc doamne, frumos! La fel și ție, în orice fac, să fie bine! Suntem la Rațional, suntem după piesa Gunoierul. Mimi Brănescu, cred că zic foarte bine, cu actorul Pavel Bursan. Pavel Bursan. Domnul Bursan, mă gândesc la mănăstirea Bursana din Maramureș, și n-am nicio legătură cu tare, mi-ar plăcea să fie așa. Am fost acolo. Ce vă veniți să veniți la noi, la Oltenia, ca să spun așa? Ca să jucăm, cum să nu, ca să jucăm, să facem comedie. Sper că ne-a ieșit. Și cred că ne-a ieșit ca râs lumea, adică s-a simțit bine din câte am văzut. Ce înseamnă să fii actor în situația asta în 2022 cu pandemie și cu tot ce am trăit noi acum în momentul ăsta? Păi e bine că tocmai a trecut, ce să zic. Da? Am avut un spectacol, trebuie să vă spun pe asta, că mi se pare emoționant, am avut un spectacol pe... foarte bună pe asta. Deci, pe 4 martie am avut spectacol Revizor la Teatrul de Comedie. De Gogol, o spun eu. Revizorul de Gogol, regia okay. Horațiu Mănele, exact, la Teatrul de Comedie din București. Pe 1 martie au picat restricțiile. Pe 1 martie erau vândute, cred că 120 sau ceva genul ăsta de spectacole, de locuri, 30% din sală, că atâta era voie. E, pe 1 martie s-au ridicat restricțiile, de marți până vineri, deci de pe 1 până pe 4, s-au vândut toate celelalte locuri până la 400 și ceva, cât are sala Teatrului de Comedie. Deci lumea era avidă, lumea voia, lumea vrea să vină. Și aici a fost sala cam plină. Adică lumea vrea să vină și noi vrem să jucăm la Sărbiune. Era, adică a fost o bucurie să auzim o sală întreagă de oameni care vedeți. Vreau să vă întreb, aveți aceeași emoție, aceeași trăire când aveți sala ocupată 1000 de spectatori în sală și un singur spectator? Aveți aceeași trăire foarte, ca actor? Foarte bună întrebare. Vă rog. Noi ne facem treaba la fel, cu profesionalism, cu bucurie, chiar cu bucurie vreau să spun. Dar e altceva, e alt feedback care vine din sală, alt val energetic care vine spre tine. Se reacționează la orice, se râde la orice. E... Na, e
dau un exemplu, faci petrecere de ziua ta, nu? Îți vin 5 invitați, tot te bucuri, că e ziua ta, pentru că dacă îți vin 20 câți ai invitat, nu e mai bine? Poate te gândești că ai mai mult să cheltuiala și... Absolut că e și partea asta, dar nu te mai uiți, vrei să fie petrecere. Ce înseamnă teatru, ce înseamnă emoția în teatru, ce înseamnă feedback-ul, spuneați dumneavoastră de reacția pe care o au spectatorii din stal, din video, ce înseamnă pentru actor să simtă trăirea din stal și acea emoție, acela, acel feedback, acea transmitere de energie dintre dumneavoastră, actor și cei din stat. Nu, e greu de descris. E greu de descris. Dacă așa, nu, adică, matematic vorbind. Păi da, matematic este E egal MC. Nu, adică în sensul că ce vreau să spun este că dacă n-ai simțit-o, e precum alte plăceri ale vieții, ca să zic așa. Dacă nu le simți, oricât ți-ar descrie cineva, n-ai cum să... Uite, eu am un bebeluș care răspunde mine. Mulțumesc frumos, la fel, dacă, un bebeluș de răspunde mine face un an. Doamne ajută, mai bine. Da, mulțumesc. Și exact așa mi se spune înainte să am bebeluș, doamne, până n-ai să ai, nu știi ce înseamnă. Și așa a fost. Și mă gândeam, știi și eu, că mai vreau și cu colegii mei, ziceau, doamne, ce nevoie, sunt actor, pot să-mi imaginez, să fac un efort de imaginație, dar nu, până n-ai bebelușul, nu știi ce înseamnă. Așa și aici, eu pot să țin prelegeri despre cât de bine mă simt eu pe scenă, dar dacă nu joci și nu simți ce vine despre public și schimbul pe care ai cu publicul, oricât aș descrie eu, asta e o chestie ce trebuie simțită. Și mi-ar trebui să ne spuneți așa într-un minut, cum se creează un spectacol de teatru, ce înseamnă repetiția, ce înseamnă regizor, ce înseamnă scenografie, ce înseamnă decor și toată nebunia asta cu lumini și cu sunet și ce înseamnă să fii actor pe scenă, să ai un regizor în spate, să te bată la cap în ghilimele și să, până la urmă, ca o naștere, până la urmă, să lucrezi. Vă rog. Este o mare, mare, mare bucurie și o mare, mare plăcere, mai ales dacă ești născut pentru asta, ești făcut pentru asta. Le spuneam și noi în facultate, actoria e un mod de viață, actoria nu ești de la 9 la 5, te duci la serviciu, nu, ești, e un stil, e un... Actorii ăia buni, talentați, născuți, pentru asta au o personalitate, dincolo de talent sau nu, au o personalitate făcută pentru a fi actori. Și o să, ca să spun o întrebare mai concret, mai aplicat, Valeriu Moisescu, marele regizor, tatăl Valeriu Moisescu, spunea că ce trebuie să facă un regizor ca să fie 90% sigur de reușita unui spectacol e să-și ia un text bun, să-și aleagă o distribuție bună și să se preocupe ca toată lumea să vină la spectacol, la repetiții cu bucurie, cu chef, să creeze o atmosferă plăcută la repetiții. Și dacă ai făcut asta, 90% ține și spectacolul. Dacă tu, regizor, ai grijă ca lumea să-ți vină cu chef, cu bucurie la repetiție. Înțelegi? Pentru că asta se va transmite. Bucuria pe care o ai tu când creezi spectacolul, imposibil să nu se transmită după aia la spectacol. E ca o pasilă așa. Puteți să spuneți un cuvânt cheie ce înseamnă actoria pentru dumneavoastră, dar un singur cuvânt așa să conchidem, să, dacă ați fi să vină cineva să... Un singur cuvânt, nu o propoziție, nu o frază, următoarea mai multe vorbiți. Un singur cuvânt, ce înseamnă actoria? Punct, un cuvânt. Doar un cuvânt. Viață. Bună seara! În primul rând mă bucur foarte mult să mă aflu în Slatina pentru prima dată cu o super comedie, iată. Ce s-a întâmplat? Păi eu zic că s-a întâmplat o magie pe scenă. S-a întâmplat o poveste a unui gunoier care efectiv poate să descopere personalitatea unui domn distins doar verificând gunoaiele. Se spune că dacă cineva îți vede gunoiul, își dă seama imediat cine ești sau ce fel de om ești. Ce înseamnă să fii actor pe scenă în situația în care ne aflăm noi acum, în România și cu toată pandemia și cu ce am trecut noi? Cum vă simțiți pe scenă la Slatina? Eu mă simt pe scenă foarte bine tot timpul. Așa că mă simt foarte bine și aici la Slatina. După cum spuneam, este prima experiență în Slatina și mi-a plăcut foarte mult publicul de aici pentru că este foarte cald și foarte primitor. Eu sunt jumătate olteancă, deci poate se pune. Se pune și treaba asta a fost așa și ușor sentimental, ca să zic. Și ce să zic, este foarte frumos aici la voi și eu m-am simțit foarte bine în calitate de soție a broierului. Ah, frumos. Am avut onoarea să vorbim cu cine, actrița? Cu Maria Magdalena Chihai. Și ați jucat în spectacolul Gunoierul de? Denis Brănescu. Da. Toate cele bune, baftă. Se spune că în actorie să nu spui fir întins exact ca la... Să spui fir întins ca la... Pește. Că dacă spui baftă, te-a terminat. Se mai spune altceva teatru, dar nu, da, nu spun, se dă. Spun eu ca moderator emisiune, se spune mult rahat, spunem așa și o să spunem în televiziune ce fel de problemă, pentru că era situația din Anglia și veneau oamenii cu căruțe și dacă aia veneau foarte mulți cu căruțe, înseamnă că lăsau foarte multă, mă rog, colegă, așa, noroc, și noroc. Noroc și așa mai departe. Baftă și vă așteptăm la Slatina în continuare. Mulțumesc frumos, la fel și dumneavoastră. Doamne ajută!